Invitatul din seara asta s-a născut la 2 august 1951 la Băilești. În 1978 a absolvit cursurile secției de actorie de la Facultatea de Teatru a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică. A jucat roluri memorabile în teatru și în film, fiind acum una dintre cele mai admirate personalități ale teatrului din România. Este singurul actor român care a reușit să ajungă în prima linie a marilor producții de la Hollywood, jucând în filme alături de Tom Cruise, de Nicole Kidman, de George Clooney sau de Bruce Willis. Nu face paradă de realizările sale și nu refuză nici acum experimentul și căutarea. Domnia sa este și fondatorul unui teatru bucureștean care există și se manifestă într-o normalitate gustată de cei care îi calcă pragul și care nu produce mai mult decât indiferență în sfera oficialului. Dincolo de toate însă, domnia sa a rămas un om normal cu care se poate povesti foarte firesc și cu o preocupare deloc simulată pentru tot ceea ce se întâmplă în lumea românească în care a ales să rămână. Partea complicată începe de la afirmări. Astea toate sunt, fac parte din viața noastră. Trebuie să te obișnuiești să trăiești cu ele. Trebuie să răspunzi în permanență, să dai răspunsuri. Câte zile, atâtea provocări, câte ore, atâtea provocări, câte idei, atâtea provocări, câte căderi de nivel, la fel, de multe provocări și așa mai departe. Trăim tot ce ne e dat să trăim. Totul e important. Am trecut în revistă, aveam o listă a ceea ce este miraculos, cu toate că pare banal. Dar e miraculos să se aprindă lumină. E miraculos că e deschis. E miraculos că oamenii care țin acest teatru, vorbesc de tineri, vin cu entuziasm. Eu cred că iubesc teatru. Iubesc ce fac. Da. Da, doamnelor și domnilor, avem marea bucurie să-i spunem bun venit la Garantat 100% actorului Marcel Iureș. Garantat, e garantată muzica, superbă trupa. Mulțumesc mult de tot. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc mult de invitație. Noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Știu că mergeți rar pe la televiziuni și în general aveți o relație nu neapărat distantă, dar nu vă expuneți foarte mult. Nu, e adevărat. Nu-i distantă. N-am avut ocazia. Chiar n-am avut ocazia. A fost o singură dată, în urmă cu câțiva ani buni, la Eugenia Vodă, să zic ceva lucruri importante. Nu știu dacă le-am spus pe cele mai importante. Niciodată nu le spui pe cele mai importante. Am văzut
Nu fac neapărat o paralelă între prima noastră poveste cu care am început programul și povestea dumneavoastră cu Teatrul Act, dar la urma urmei e vorba tot despre crezut profund în ceva și despre ceea ce v-am auzit pe dumneavoastră înșivă rostind, despre să arăți că se poate. Cântărește lucrul ăsta pentru alții? Faptul că cineva arată că se poate și vrea cu tot din adinsul să arate, cântărește și pentru alții? Mai important este să trăiești că se poate. Și să trăiești în zona asta. Restul, așa să arăți, e mai mult o eseistică care ne înconjoară. Uneori e sufocantă. Dacă trăiești normal și te miști, e esențial. Esențială mișcarea. Dumneavoastră aveați, bănuiesc, oricând posibilitatea să vă dedicați exclusiv carierei de actor, să jucați în filme, să... Încă mai am posibilitatea asta. Da, da, o aveați, dar ați refuzat, cum să spun, ați refuzat mari beneficii ale unei cariere de acest tip ca să faceți un teatru. Nu e... Nu, n-am lăsat să treacă timpul. Gândesc în așa, în vorbe mai simple. Uh-huh. Pur și simplu, n-am lăsat să treacă timpul. Sau n-am făcut bucle în timp. Am ales să mă mișc înspre o direcție care mi-a fost dată. Să-mi respect vocația și... De aici începe filozofia, încep comentariile. Nu e vorba de niciun fel de uriaș beneficiu pe care l-am pierdut, pentru că nu judec așa. Eu nu trăiesc în raport cu o balanță în care pui beneficiu și pierderea și așa mai departe. Dacă trăiești normal, nici n-ai nevoie de ochelari. Sunt multe simțuri, pipăitul... auzul, echilibrul, mirosul, care e unul cele mai directe canale de informație pentru om, inclusiv cu trimiteri în memorie.